Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor colegi. Declarația mea politică de azi am intitulat-o 25 octombrie, Ziua Armatei Române. În prezent sunt în desfășurare la nivel mondial peste 20 de conflicte majore. Dintre acestea le știm doar pe cele pe care mass media le prezintă mai frecvent. Dar în afara războiului din Ucraina, acelui din Israel sau Nagorno-Karabakh, mai există înfruntări militare sau paramilitare și în Etiopia, Sudan, Mali, Niger, Yemen sau Haiti. Această simplă constatare demonstrează că sintagma "o lume a păcii" nu este reală și nici măcar posibilă în viitorul apropiat. Armata rămâne principalul mijloc de apărare al unei națiuni. Iar într-o democrație, principalul rol al armatei este de a proteja statul în fața amenințărilor externe. Două condiții obligatorii trebuie îndeplinite. Prima este ca militarii să fie bine pregătiți și a doua să dispună de echipament modern pentru a rezista și a înfrânge agresiunea. Armata română are o istorie lungă, cu care ne mândrim, iar începuturile ei vin din vremurile getodacilor, ale lui Burebista și Decebal. Armata română modernă a fost înființată în 1859, când Principatele Moldovei și Țării Românești s-au unit pentru a forma Principatele Unite ale României. Astăzi, Armata română este o forță modernă și profesionistă. Este membru al NATO și al Uniunii Europene. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a modificat deja fața Europei și a schimbat strategia NATO în Europa de Est. Trăim acum într-o lume cu mulți inamici văzuți și nevăzuți. Din această cauză, militarii sunt unul din cei mai mari aturi ai unei națiuni. Ei sunt paznicii națiunii și protejează cetățenii cu prețul propriei vieți. Ei sunt cei care pun interesul țării mai presus de interesul personal. Să alegi o carieră militară nu este ușor, dar în același timp este o modalitate de dezvoltare personală fără echivalent în alte domenii de activitate. Spiritul de echipă, loialitatea, curajul, devotamentul față de datorie, disciplina, onoarea, integritatea, subordonarea, toate împreună formează o experiență unică pentru orice tânăr care dorește să străbată acest drum. 25 octombrie este prilejul cel mai potrivit pentru a-i onora pe cei care poartă uniforma militară și servesc România, dar și pe cei care au murit făcându-și datoria față de țară. În același timp, să adresăm un gând de recunoștință și familiilor militarilor pentru sacrificiul pe care îl fac permanent în sprijinul bărbaților și femeilor în uniformă. Garanția libertății noastre ca națiune o reprezintă sacrificiul lor ca oameni. Viorel Sălan, deputat PSD de Hunedoara. Vă mulțumesc!